În această duminică, obștea monahală de la schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, aflat la cota 1000 pe Transfăgărășan, a primit în mijlocul ei pe înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcerului. Ierarhul argeșan a săvârșit slujba de sfințire a paraclisului cu hramul soborul Sfântului Ioan Botezătorul, construit la demisorul noii biserici. Acesta a fost placat cu cărămidă roșie aparentă în stil neobizantin și înfrumusețat cu icoane pictate pe lemn. Momentul sfințirii a fost așteptat cu mare nerăbdare de toți cei care au contribuit la ridicarea noului altar. Din acest motiv, foarte mulți credincioși veniți din toate părțile țării au înfruntat vremea nefavorabilă pentru a participa la slujbă. Toți care au sprijinit, ați făcut lucrarea lui Dumnezeu și a Sfântului Pantelimon. Toți cei care v-ați rugat și azi și altă dată și puneți un pic de rugăciune, aceea este cărămida și piatra pusă în lucrare. Participă toți. Dacă ai un gând bun semănat, a fost semănat azi, gândul bun, dacă îl ai și semeni gând bun, crește împărăția lui Dumnezeu în casa ta. Asta e gândul bun. Până și gândul, se spune în Talmud, am citit și pe acolo, că zice, și gândirea este o faptă bună. Gândirea bună este o faptă bună. Dar pe când mai faci o rugăciune? Extraordinar. În contextul acesta ortodox românesc și sihăstresc avem punctul acesta. Convergent. Asta e punct arhimedic. Ca și mănăstirea Sfântului Ilie de la 1200. Am ținut să fie aceste altare. Aici, în Munții Făgăraș, în Munții Argeșului, să fie sihăstrie binecuvântată, unde argeșenii să plece din oraș, să plece de pe acolo, e cald în sfârșit să vină la munte, aici e frumos, cu binecuvântare, altar și bucurie să fie. Părintele Ioan Traian Danci, fost slujitor și duhovnic al mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, a fost numit egumen la schitul Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon din județul Argeș în anul 2017. Prin donațiile credincioșilor sub coordonarea părintelui stareț, în anul 2020 au debutat lucrările la actuala biserică de zid și la paraclisul de la subsol. Mai multe persoane din țară și din străinătate au sprijinit material, financiar și moral desfășurarea lucrărilor. Pentru a recunoaște meritele ctitorilor, Chiriarhul Eparhiei a oferit acestora medalia de onoare Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel și diplome de vrednicie. Este o binecuvântare și mă bucur enorm că am reușit să fac din puținul meu acest ajutor părintele Ioan. Pe părintele Ioan îl cunosc de aproape 10 ani de zile, de când era pe meleaguri constanțene, la Limnița, în județul Constanța. Acolo l-am cunoscut, acolo ne-am împrietenit și a rămas și în ziua de astăzi bun prieteni. Apoi, venind aici, pe aceste meleaguri frumoase ale Argeșului, ne-a adus și pe noi să cunoaștem aceste frumusețe ale țării noastre. Ne-am îndrăgostit de locul acesta minunat și de asta am pus umorul la treabă și am ajutat cum am putut și ce am putut să desăvârșească această frumoasă lucrare. Proiectul bisericii a fost realizat de arhitectul Teodor Ion și Oprea Gheorghe. Biserica Mare se află în prezent la stadiul executării tencuielilor interioare. Acum un an și jumătate s-a săpat la fundație și iată, n-a durat mult. Eu sunt ucenic al părintelui stareț și în viața duhovnicească și ca profesie sunt inginer constructor, subinginer constructor, sunt diriginte de șantier. Și sigur mi-a făcut plăcere să vin să supraveghez lucrările. S-a executat după un proiect făcut la Constanța, domnul arhitect Teodor și domnul Gheorghe Oprea, inginerul de rezistență. E o structură pe cadre, solidă, rezistentă. Fundația este terenul de fundare foarte bun, că suntem într-o zonă de piatră. Biserica va dăinui mult mai mult decât noi. S-a ridicat repede cu oameni buni, pricepuți, vorbesc de muncitori, dar fără ajutor de la oameni cu dare de mână și mai ales de la Dumnezeu, nu s-ar putea face așa repede. Un an jumătate a fost, este o minune.
Începând cu anul 2002 și anii următori, clădirea a fost consolidată, extinsă și recompartimentată pentru a răspunde cerințelor impuse de un așezământ monahal la mansarda imobilului, construindu-se și un mic paraclis de rugăciune, necesar obștii monahale. Odată încheiate aceste lucrări, Arhiepiscopia Argeșului și Mușelului înființează în anul 2012 schitul Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon Valea Lupului, cu obște de călugări. În același timp au fost executate lucrări de extindere a casei mari, unde sunt chiriile. S-a construit o nouă anexă cu spații de ședere pentru pelerini, iar curtea interioară a fost reamenajată și lărgită. Totodată, pentru siguranța noii biserici, versantul nordic a fost consolidat prin înălțarea unui zid masiv din beton armat și piatră.